După logica lui Ludovic Orban și a Guvernului Liberal, parlamentarii ar trebui băgați în carantină. După ce a suspendat zborurile avioanelor spre Italia, iată că Guvernul României a hotărât aseară să închidă școlile din învățământul preuniversitar, începând de miercuri și până în 22 martie. Nu faptul că le-a închis ne surprinde, ci modul pompieristic în care lucrează ex-premierul Ludovic Orban, cel care luni la prânz declara una, iar seara, la oră de maximă audiență, anunța măsurile drastice pentru a ne proteja copiii de coronavirus. În prima fază, stăpân pe vorbele sale, Orban mărturisea. Măsura este în analiză, nu este o măsură care poate fi luată ușor, pentru că am să vă spun un lucru. O măsură de închidere a școlilor perturbă procesul educațional și lipsește copiii, elevii de posibilitatea de a primi toate informațiile, cunoștințele necesare și de a crea un gol în ceea ce privește derularea serviciului educațional. Declarație făcută cu responsabilitate de politician aflat la guvernare, mai ales când se întreba. Ce fac copiii care nu se mai duc la școală? Rămân acasă. Pot să stea ei sub supraveghere? Există în fiecare familie un bunic sau o bunică sau un membru al familiei, mama sau tata care nu lucrează? Da, domnule, așa trebuie să cumpănească lucrurile un ex și viitor premier al României, care, pe nedrept, a fost luat la mișto de Traian Băsescu. Din inteligența sa nativă, ieri la prânz a rezultat o capodoperă de declarație. Copiii nu pot fi lăsați fără supraveghere, pentru că altfel dacă nu îi mai ducem la școală și îi lăsăm acasă fără supraveghere, s-ar putea să fie cu un grad de expunere mai mare la riscuri de contaminare decât dacă se duc la școală într-un cadru organizat aflat sub o supraveghere a cadrelor didactice. Vestea cu închiderea școlii a venit spre seară după o analiză extrem de serioasă. Atât de serioasă încât Sica Mandolina a avut nevoie doar de trei ore să ia o decizie, cu precizarea că în acest interval de timp România nu s-a confruntat cu o creștere spectaculoasă de noi cazuri de coronavirus virus, dar ce contează? În aceste condiții de măsuri excepționale, de parcă am fi în prag de război, ne întrebăm, joi va mai avea loc investirea guvernului câțu? Nu de alta, dar se aude că bucătaria sa de la guvern a fost depistată pozitiv, iar pe cale de consecință, miniștrii, parte din ei, au transmis deja virusuri în Parlament. Prin urmare, nu credeți că ar trebui să nu-i mai lăsăm pe parlamentari să se întoarcă acasă, să-i băgăm în carantină, să-i izolăm câteva săptămâni? Așa, preventiv. Ce bine ar fi dacă s-ar întâmpla asta, ce liniște am avea în țară 10 martie 2020.